Transformarea uluitoare a vulpiței a adus uraganul în casa familiei Stegaro. Rochia crepată pe o parte, unghiile și genele aranjate la salon l-au făcut pe Viorel să explodeze. Mai rău decât atunci când a văzut-o pe Vero cu peruca blondă și tatuajele semipermanente. Ei bine, de această dată, imaginea impecabilă a vulpiței după ce a ieșit din salon l-a deranjat atât de tare pe Viorel, încât i-a cerut verigheta nevestei și a împachetat lucrurile și a făcut un scandal monstru. De aici până aici. Ce anume te dea la rochia? Tăietura, da, tăietura ce e. Că eu am mai stat și cu pișorul așa. Deci eu am pus operatorul să vede tot pișorul. Da, asta... și ne scau și ochii acum dimineața că am stat uite așa. Bine, eu ți-am spus. Nu știu când plec, o fi mâini, o fi poimi. Dar poți să te duci, așa? Du-te. Sau la așa unul de la Mike sau poți să duci? Tot. Poți și unul acolo? Da. Da, poți și unul. Atâta avere are. Și îi spun, doi, dacă mai stau aici, mâini, poimi, nu știu când plec, așa când are timp să vină să mă iei, frumos, dacă ăsta îi dispare, unghiile... Da, pe frumos! A, tu m-am menestut cu mine! Unghiile și genele dispare. Dacă ea arată mie. Eu zice că m-am menestut, vezi? M-am saturat de tine! Viorel, dar cu ce te deranjează unghiile? Eu n-am știut. Eu am văzut că stă cu mâinile așa acolo, dar... Tu ce ai spus vineri? Ții minte ce ai spus vineri? Că vrei divorț? Da. Mai vrei divorț? Eu da. Și atunci ce te interesează cum își face unghiile până pe genul? Până se termină, o sunt pe doamna, vine doamna, o să te duc până acasă. Tu nu înțelegi că ești încăpățânat? Fiind de om, n-am putut să văd așa ceva. Păi stă panierii și pe mine toată viața. Tu și cu maică-ta și cu taică-ta. Taca-taca. Nu mai pot, nu mai suport. Da, nu mai suport. Când te-am ajutat a fost bine, acum nu mai este bine. Nu? Și știi să-mi scoți ochii, atâta știi. Lasă-mă, uite-le, le vezi. Ți-am dat și vergheta, ți-am dat-o, nu mai trebuie nimic, absolut nimic de la tine, nimic. Eu l-aș urut-o, poți să duc... Ei, ce-o vergheta? Da. De ce? Păi, dar ce ia ei? Ia până acum a fost a ei, de acum nu mai este ei. Scurt, eu m-am plictisit. Și dacă, și eu m-am plictisit de tine, nu mai pot. Eu m-am săturat, vorbește cu taic-sul. Și de ce aia am imițat și de aragaz? Păi, atunci când ne-am dus... Au fost bine când ți-am dus aragazul. Ce ai zis de aragaz? Da, i-am spus că acum că ai fugit prin grădină, asta i-am spus. Da, că ai fugit, că asta să vezi, să-i dovadă că a fugit. Așa. Și dacă, de tine, mă, că nu te suportă, mă, nu te suportă. Deci asta nu se mai pune, nu? Nu te suportă că ți-ai bătut joc de mine. Am fost, atât am fost. Veronica, tu te-ai stânga, Veronica, eu dacă știam ieri că ceva și cu unghiile acolo, eu o opream. Da. Un pic, ce te deranjează cel mai tare? Rochia, unghiile sau genele? Tot. Tot. Și rochia așa nu era de masă. Și la tine mai deranjează că tu nu știi să te comporți frumos. Ție nu ți se pare, Viorel, dacă te uiți la că e mai frumoasă acum cu genele? Dar nu mă interesează mâine seară după emisiune, nu știu ce faci și gene și unghii să dispară. Cred că. Nu știu. Și de la tine ce o să dispară? Ce o să dispară? Să dispară el cu tot. Eu dacă știam el ce faci, o premiu el tot. Dar n-am știut. Dar cine ești tu? Nu am știut. Dar poți să iei. Oși, nu? Da, asta? Deci pusta așa e de aici până aici. Dar când a venit Emi, o ții minte? Era așa da, da, avea, toate. Da, da, avea, avea? Avea până aici, avea. Deci pune și eu prin pantaloni. Da, o pus e. Dansatoarea n-avea unghii lungi? Ei, n-avea. Avea. Da, se trebuie. N-avea tatuaje? Da. Dacă ea te întreba, ieri poți să-mi pun da, unghii era așa? Ceva. Erai de acord? Da. No. Deci asta te deranjează. Îți spun clar, ce am văzut cu fusta aia, nu mi-a plăcut din nou. Da, și mie mi-a plăcut și condițele tale. Cum e de aici, până aici, tăiată. Și-o mai pus și pișorul, uite așa. Chișorul așa, nu s-a văzut tot? Eu arăt când a fost la piscină, era în costum de baie. Nu era că era costum de baie. Cât una ambele? E una așa, alta e alta, Radu, știu eu mai bine. Aha. Deci te-ai... Lasă-mă, te că m-am săturat de vorbele tale, nu mai pot, nu mai pot. Ți-ai dat seama ce am vrut să spun, nu? Deci eu știu ce am vrut să spun aici. Eu știu ce zic. Nu spun, nu sunt prost. Asta nu-mi place. În timp ce Viorel își spunea oful, vulpița plângea în fața ușii. Mie îmi place. Rochia ție îți place? Da, mie îmi place și rochia, tot mi-a plăcut.